Vă salut, dragi prieteni ai minutului de spiritualitate. Astăzi am să vă citesc un articol foarte frumos, de fapt partea întâi a sa, articol care ne a fost trimis de către Marius Octavian Ștefan. Iată cum sună acest articol. El se cheamă Radiestezie și meditație. Beneficiile meditației sunt nenumărate și aproape imposibil de expus în cuvinte. Evident, prin meditație dobândim echilibrul și facilităm trecerea ființei noastre în faza de regenerare. Răspunsul la orice întrebare poate fi găsit în meditație. Orice obstacol poate fi depășit prin meditație. Meditația o poți deprinde, cum credeți? Prin meditație. Totul este în meditație, meditația este în tot. Radiestezia este meditație pulsatorie, dacă mi este permis termenul. Din experiență, la începuturile mele în radiestezie, eram conștient doar de măsurătorile pe care le făceam, fără să-mi dau seama ce se petrecea de fapt. Nu înseamnă că acum știu totul, dar pot face o comparație. Prin măsurători succesive și în număr mare, pot să capeți foarte ușor extrasensibilități. De aici pot spune că radiestezia este un fel de meditație concentrată pe un obiect. Aici obiectul fiind sistemul sau sistemele cercetate. Mintea fiind concentrată doar pe un obiect se eliberează de celelalte mii de gânduri. Astfel că ți este mai ușor să percepi informația, având mai multă lățime de bandă disponibilă. Iată, aceasta a fost partea întâi a articolului. Îi mulțumim lui Marius Octavian Ștefan pentru permisiunea de a citi articolul în emisiune. Sunt Ștefan Pușcă și vă aștept mâine să vă citesc continuarea. Asta se va întâmpla numai și numai în emisiunea Minutul de Spiritualitate. Vă salut dragi prieteni ai minutului de spiritualitate. Sunt Ștefan Pușcă și am să vă citesc astăzi partea a doua a articolului intitulat Radiestezie și meditație pe care l-am primit de la Marius Octavian Ștefan. Iată cum sună partea a doua a articolului. Prin intermediul radiesteziei accesăm câmpurile informaționale din jurul nostru și nu numai. Radiestezia în sine este o știință de o complexitate extraordinară și aplicabilitate fără limite. Prin practicarea radiesteziei, conștientizăm noi planuri ale ființei noastre și ale lumilor înconjurătoare. Practic, ne modificăm în plan spiritual și mental, schimbând astfel modul în care percepem stimulii externi, în paranteză aparent externi realitatea fiind formată dintr-un număr infinit de pixel multidimensionali, ce reprezintă intersecția proiecției noastre în multivers, văd meditația ca pe un alta supremă de ghidare a ființei noastre, pe calea către Divinul din tot, inclusiv definirea realității pentru fiecare din noi. Acum, la sfârșitul articolului, îmi dau seama că am săvârșit o eroare de exprimare, prin folosirea alăturată a celor două cuvinte radiestezie și meditație din titlul articolului. Ambele exprimă de fapt același lucru. Diferite sunt doar cuvintele. Cu acceptul dumneavoastră o să păstrez totuși denumirea articolului, fiindcă până la urmă cuvintele sunt doar convenții. Mulțumim Marius Octavian Ștefan pentru frumosul articol. Sunt Ștefan Pușcă și vă aștept mâine cu plăcere la un nou minut de spiritualitate. Vă salut, dragi prieteni ai minutului de spiritualitate. Sunt Stefan Pușcă și am să vă citesc astăzi partea întâi a unui articol foarte frumos pe care ni-l trimite Marius Octavian Ștefan. Non-atașament, un concept, un vector al vieții, o metodă și o tehnică de vindecare tot timpul la purtător. Folosim această minunată și puternică metodă. O aplicăm în viețile noastre? Probabil că da. O folosim în aspectele vieții care ne interesează și ne impactează cel mai tare? Probabil că nu. Această formă de raportare la viață a fost și este predicată, devenind un deziderat al celor care și-au conștientizat evoluția spirituală și, de ce nu, un scop în sine. Din propria viziune, vă împărtășesc faptul că atât non-atașamentul cât și atașamentul sunt ghizi în evoluția noastră în spirit. Aici se încheie partea întâi a articolului îi mulțumim lui Marius Octavian Ștefan. Sunt Ștefan Pușcă și vă aștept mâine la următorul minut de spiritualitate, unde vă voi citi continuarea acestui frumos articol. Vă salut, dragi prieteni ai minutului de spiritualitate. Sunt Ștefan Pușcă și am să vă citesc astăzi partea a doua a unui articol intitulat Non-Atașament, pe care ni-l trimite Marius Octavian Ștefan. Iată cum sună partea a doua a articolului. O să stau departe de sintagma atașare egal suferință și mă poziționez pe atașarea egal lecție egal inițiere. Bine, dar de ce ne atașăm de obiecte, ființe, emoții sau idei? Întrebarea este retorică, dar universală. Și un răspuns care îmi parvine din univers este că atașarea ne oferă doza de stări mentale atât de necesară. Stările mentale oferă organismului ceea ce are nevoie din punct de vedere chimic pentru a funcționa și acționa în direcția stărilor de moment. Ca să obținem o microconștientizare a non-atașamentului, o să ne folosim de dualitate. Mult hulita dualitate, nu? Pentru aceasta, haideți să vedem ce presupune atașamentul. Suntem oare deja atașați sau devenim? Aș spune că ambele. Putem fi atașați de proces sau de rezultat. Dar de fapt suntem atașați de proces pentru că doar așa considerăm că putem obține rezultatul scontat. Așadar, ajungând tot la atașamentul de rezultat. De ce este acest rezultat așa de important? Stau și mă întreb. Vrem să știm rezultatul înaintea desfășurării procesului. De ce vrem asta? Ne convine sau nu? Răspunsul este frica. Frica de neprevăzut. De pierderea controlului asupra factorilor considerați externi. Istoric vorbind, pentru noi ca specie, necontrolarea factorilor înconjurători a fost și este considerată încă o problemă. Uitați-vă în jurul nostru. Vrem să controlăm tot prin științele exacte: vot, implicare, voluntariat, emoții, gând și multe altele. Este ceva rău în asta? Absolut nu. Păi cum altfel am putea învăța? Mulți dintre noi încă nu am absolvit cursul non-atașament, domnul profesor. Domnul profesor, atașament este perseverent și vrea să facă din noi studenți iluminați. Așadar, curs plăcut și experiențe frumoase vă doresc. Semnat cu prietenie, Marius Octavian Ștefan, student cu restanță la non-atașament. Acesta a fost articolul lui Marius Octavian Ștefan, pentru care îi mulțumim foarte mult. Ne-a plăcut foarte mult, am putea spune. Sunt Ștefan Pușcă și vă aștept mâine cu plăcere la un nou minut de spiritualitate. Vă salut, dragi prieteni ai Minutului de Spiritualitate. Sunt Ștefan Pușcă și am să vă citesc un articol intitulat Grația Divină, pe care ni l-a trimis Marius Octavian Ștefan. Iată cum sună el. Știu, știu, este provocator și în același timp relaxant să te gândești la ce înseamnă și cum se manifestă Grația Divină. Admit că aceasta poate să fie fluidul care unește și animă creația. Este însăși creația. Am o expresie care mi-a plăcut și anume că harul grației divine este fericirea eternă manifestată aici pe pământ. Iar fericirea este perfecțiunea harului în ceruri. Despre perfecțiune putem vorbi la infinit. Dar totodată cred că este stă cel mai bine într-o propoziție cu grația divină. O să-mi spuneți că grația divină egal Dumnezeu. Corect. Pentru că doar știm și o spunem cu toții, sus și tare, că totul este Dumnezeu sau Dumnezeu este totul. Înainte să aud expresia grația divină prima dată la David Hawkins, pentru mine exista doar ființa supremă, inteligența creatoare. Prin conștientizarea expresiei, am adus în structurile mele înțelegerea unui strat intermediar de manifestare a Creatorului care facilitează primirea darurilor de către fiecare dintre noi. Manifestarea sincronicităților în viețile actuale și dezvoltarea noastră ca spirite creatoare. După aceasta m-am întrebat de ce am eu nevoie să conștientizez că mai există un strat intermediar în manifestarea creatorului care mă ajută să fiu un co-creator. Întrebare care m-a dus la următoarea și anume de ce am nevoie să conștientizez? Aici parcă vă aud spunându-mi. Este primul pas în vindecare și evoluția ta spirituală, băiete. Poate că da, sau poate că nu. O să vă răspund eu. De ce am nevoie ca ev de evoluția spirituală? Oricum evoluez. Și evoluția în afara spiritului încă nu am cunoscut. Eu am lansat întrebarea și tot eu cu permisiunea dumneavoastră o să răspund din perspectiva noastră a tuturor, și anume că ne place să jucăm jocul cu grație. Grația Divină este partenerul nostru de joacă, jocul începând din momentul în care intrăm în trup. Evoluția spirituală este deschiderea noastră către această grație divină pe care o dorim manifestată în viețile noastre, care sunt ce altceva decât porțiuni din joc. Prin grație divină eu îmi creez, co-creez realitatea jocului pe care accept să îl joc. Jucați-vă și voi, viața este un. Și cu aceasta, cu aceasta se încheie articolul pentru care îi mulțumim lui Marius Octavian Ștefan. Sunt Ștefan Pușcă și vă aștept mâine cu plăcere la un nou minut de spiritualitate.